Când vine vorba de bancnote vechi, colecționarii nu au limite și sunt dispuși să plătească sume uriașe. Bancnota cu eclipsa de soare din 1999 costă o avere. Conform spynews.ro, banii vechi, care pentru majoritatea oamenilor nu mai au nicio valoare, sunt la mare căutare de colecționarii din întreaga lume. La ce preț se vinde bancnota cu eclipsa din 1999 pe OLX? Suma este impresionantă. Dacă o ai acasă, vei uita de problemele financiare. Bancnota de 2000 de lei cunoscută de oameni pentru eclipsa de soare din 1999 se vinde cu suma de 25.000 de euro pe OLX. Cu toate astea, ofertele sunt mai multe, de unde colecționarii pot alege. De exemplu, a fost postat un anunț în care vânzătorul cere pentru ea suma de 17.500 de lei. Sumele pe care vânzătorii le cer pentru bancnota respectivă pornesc de la câteva 10 de lei și pot ajunge la o mică avere. Prețul este însă, în general, unul mare, pentru că aceasta este specială, mai ales pentru că atunci a fost fabricat un număr limitat de exemplare. La momentul respectiv au fost distribuite 1.000.000 de exemplare. Această bancnotă este una specială care marchează un eveniment important pentru întreaga omenire. Eclipsa totală de soare de pe data de 11 august 1999. Deși pentru unele persoane banii vechi nu mai au valoare, mai ales pentru că nu se pot folosi de ei. Pentru colecționari sunt la mare căutare. Unii oameni au făcut o adevărată pasiune din asta și sunt dispuși să plătească o avere, relatează spynews.ro.